noi când eram copii citeam mult, lucram, învățam mult și părinții ne spuneau lasă cartea, du-te și lucrează ceva. Adică munca intelectuală nu era considerată veritabilă muncă, nu? Era... Asta era o perspectivă. Altă perspectivă era dacă nu să-ți placă cartea, absolut, o să ajungi să muncești cu cârca. Absolut. Și asta ce însemna? Asta însemna că munca fizică e necesară, dar e un blestem, e o povară. Aha. Da? Și că te poți emancipa de ea. Am avut din fericire, cred că amândoi și mulți dintre noi părinți mai deștepți decât vremea lor, deși posibilități mai reduse decât vremea lor și care au știut că munca te eliberează, munca te emancipează, da? Munca intelectuală te emancipează. Da. Acest nivel al suficienței materiale a permis consacrarea, eliberarea timpului de creier. El se numește în teoriile moderne timp de creier disponibil. Adică în momentul în care omul nu mai trebuie să se gândească ce pune mâine pe masă, unde merge mâine la câmp sau ce animal vânează, nu? Pentru că nu mai este, nu-i mai ajunge determinat așa, de muncă. Îi se eliberează foarte mult timp. Iar acest timp poate să fie folosit creativ. Și modernitatea este epoca în care creativitatea explodează tocmai pentru că toate aceste nevoi fundamentale au fost satisfăcute. Poate că nu toată fericirea trebuie să vină din muncă. Poate că nici măcar sensul fericirii tale nu trebuie să vină din muncă. Da. Dar atunci când nefericirea vine din muncă, nu dintr-o dragoste trădată, nu dintr-o suferință pierdere, personală, da, pierdere și mai departe, familie. Atunci avem un alt tip de problemă. Atunci avem o problemă care s-ar putea să nu țină numai de relația strictă a angajatului cu jobul lui, s-ar putea să nu țină nici măcar de relația cu patronul său sau cu colegii săi, și am cunoscut cazuri de nefericire și cu toții cunoaștem cazuri de nefericire gravă la locul de muncă, da? Da. Ci s-ar putea să țină de felul în care este organizat sistemul muncii însuși. Da. A face bine înseamnă a reduce dezordinea din societate și prin asta dă sens, știi, pentru că munca pe care o faci cu sens îți dă vieții tale sens. Da, și știi? Cred că mai e un lucru care ține de sentimentul ăsta de împlinire, de fericire. Nu doar să vezi că rezultatele produc beneficii cuiva, ci experiența pe care o trăiești în timp ce prestezi munca respectivă te face pe tine să te simți împlinit, te face pe tine să te simți că te dezvolți, că crești, că dobândești informații noi, te bucuri că lucrezi alături de niște profesioniști, alături de un om care te inspiră. Deci și acolo există o sursă de inspirație. E esențial. Suntem ființe sociale. Suntem ființe sociale și ca ființe sociale ne adeverim pe noi înșine. E o societate a fluxurilor. Ideea este ca fluxul să fie cât mai puțin încetinit sau oprit. Ideea e ca fluxul să meargă. Fluxul de populație, fluxul de bani, fluxul de materie, fluxul de informație, fluxul de energie creativă. Și intri într-un flow din care nu mai știi să te oprești. Asta este. Și ești tu cu tine. Dacă și ai mereu sentimentul că ești într-o competiție, că trebuie să performezi. Și unde intervine angoasa sau anxietatea și toate astea? Intervin în momentul în care tu ești lăsat pe cont propriu. Și tu ești lăsat pe cont propriu într-un spațiu în care nu mai ai repere. Aici ești tu cu tine. Ești tu cu tine într-un spațiu în care totul pare posibil, dar tu nu poți să faci mai mult. Deci depresia este arderea aceea când se ciocnesc, știi, ca la un scurt circuit din ăla. Pe de o parte, nu mai poți să faci nimic, că nu mai poți să o duci. Pe de altă parte, din jur, peste tot, toate reclamele spun, poți să o faci. Totul e posibil astăzi. Depinde doar de tine. Și de fapt aici nu depinde numai de tine. Leadershipul autentic nu vine dintr-o superioritate autoreclamată. Deci mai degrabă leadershipul vine din capacitatea de inițiativă, de deschidere înspre un act colaborativ și un act de solidaritate, decât dintr-o autoritarism din ăsta declamat. Mă urc mai pe v-am o treaptă. Zis să faceți, faceți. Da. Da. Știi? Cred că acolo este. Cred că tot mai mult leadership-ul e mai degrabă puterea exemplului. Dar exemplul ăla cu
Știi, numai cu un pas mai încolo. Exact, sau cu distanță foarte mică. Cu distanța aia pe care cel din spatele tău poate să o ajungă. Și știi? Cu putere delegată, cu putere împărtășită. Pentru că cu ceilalți. Această muncă colaborativă este, mi se pare, unul dintre secretele mersului înainte al societății. Pentru că asigură deopotrivă bunăstare și asigură și bunăstare în termeni etici.